să învețe bine, să ia examen. Dar sora care se afla lângă acest copăcel își dorea foarte mult să vadă pe părinte. În timp ce ne rugam, cu vorbele noastre simple, modeste, am simțit că a venit așa un vântuleț dintr-o dată și apoi am auzit-o pe această soră care stătea aici, da, lângă copăcel, uite-l pe părintele. M-am blocat. Părintele nu era aici. Unde e părintele, întreb? Părintele e pe cer. Ne-am întors. În locul acela, așa, s-a format icoana părintelui, mare de tot. Mare de tot. A stat în fața mormântului, dar nu a dispărut repede. Pur și simplu, câteva minute, am văzut-o, s-a deplasat către stânga. Și s-a format un nor ca un ou care este, care nu e în picioare, ca un ou. Ce culori am văzut? Vă spun și culorile care mi s-au arătat, atenție. Jumătate alb, jumătate roz și deasupra o fâșie vișinie. N-a mai trecut mult. Mă întrebam de ce a apărut icoana părintelui pe cer. Ca peste vreo lună, o lună și ceva, nu cred mai mult, a început acest război. Sunt nevrednică să vorbesc despre părinte și despre minunile care le trăim. Vindecări de cancer în fază letală. Oameni care se roagă pentru a avea o muncă, să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Oameni care se roagă să aibă o casă. Și au primit case tot prin ajutorul mijlocirii părintelui. Nevoiași. Oameni care doresc împăcarea în familiile lor. Oameni care doresc să fie liniște și vrăjmașii lor familiari să-i lase în pace. Pot să vă mai mărturisesc pentru că nu am cum să nu mărturisesc verbal tot ce am văzut, că în timpul rugăciunilor de 13 ori s-a arătat Sfânta Cruce pe cer. Și vă mai mărturisesc. Nu știu câte zile voi avea, dar trebuie să mărturisesc. Să nu uitați, în ziua referendumului eram câteva persoane, eram multe, și cântam cu noi este Dumnezeu. În timpul acela s-a format tot pe cer o mare, mare cruce, dar din păcate nu era albă. Mai înainte vedeam crucile albe, era o cruce imensă, dar cenușie. Această cruce a stat pe cer cât am cântat noi acest cânt duhovnicesc, cu noi este Dumnezeu. Să știți că am fost blamată de mulți oameni care de ani și ani de zile vin aici și au ajutorul părintelui, căci n-am ieșit pe media. Nu-mi stă în fire. Dar oriunde merg, oriunde simt sufletul că mi se deschide să vorbesc despre ce minuni s-au petrecut, vorbesc. Au fost miracole extraordinar de mari. Imaginați-vă un om care nu poate să meargă pe picioarele lui și dezechilibrat de-abia ajunge aici. S-a întâmplat într-o zi, când veneam către Sfântul Părinte și eram în tramvai și mă uitam la icoana, o iconiță mică a părintelui și o studiam, mă uitam cu mare drag. În fața mea era un om cam de vreo 50 ceva de ani, care deodată mi-a spus, vreau să văd și eu ce aveți în mână. Am o iconiță unui părinte la care mă duc, păcător de mine, și spune, merg cu dumneavoastră. Mai aveam puțin. Am coborât aici în față la cimitir, dar m-am speriat în momentul când am văzut cum mergea. Pur și simplu, așa se dezechilibra. Nu putea să se țină pe picioare. Mă gândeam că din clipă în clipă poate să cadă. Mi-era o mare teamă, eram înspăimântată. Pentru că nu-mi imaginam, nu știam ce boală are. Pe drum, mi-a spus doar atât. Am probleme cu spatele, coloana. Și trebuie să mă operez.
Trebuie să ajung la Antena 3, unde mă voi duce să, dacă mă poate ajuta, să cer niște bănuți. Sunt ani în urmă. Cât bănuți vroia să ceară? Vreo 100 de milioane. Dar avea nevoie de operație. Însă când a ajuns aici, la mormânt, atât mi-a spus. Aici mi-am găsit leacul. Amin. Amin. În momentul când a ajuns aici, atât mi-a spus, vă rog, soro, ungeți-mă pe ultimile două vertebre. Atât. Eu, atunci, am luat un pic de ulei din candelă, cu sfânta noastră rugăciune, Tatăl nostru, l-am uns, unde mi-a cerut, aici. Și am terminat Tatăl nostru, dar mereu făceam Sfânta Cruce. Apoi m-am rugat către părinte să îl ajute să poată merge, însă în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Acest om pe care l-am văzut pentru prima dată, când a plecat de aici, la scurt timp, făcea pași mărunți, mărunți cu frică cum venise el, cu teamă să nu cadă. Și deodată, pași mai repezi, mai repezi, mai repezi, aproape alergă. Și știți cum a strigat în cimitir? Ce mi-ați făcut, Doamne? Atunci am strigat și eu. Slava lui Dumnezeu! Amin! Amin! V-a făcut. Deci, cum vă puteți imagina un om cu picioarele slăbănogite care ajunge aici la un mormânt care cândva a fost părăsit și care mi s-a descoperit în îngrijire? Nici prin cap nu mi-a trecut că aici se vor petrece atât de multe minuni. Și a plecat vindecat. Cum vă puteți imagina? Și noi la fel. Amin. Amin. Doamne ajută. Amin. Și cum vă mai puteți imagina? Cancer, fază letală. Fază letală. Fată tânără a venit aici. Nu mai dădeau medicii nicio speranță. Și a zis, sora, atât te rog, unge-mă și pe mine, unge-mă pe cap. Dar nu știam ce are. Dar am crezut că vrea să o ung pe frunte. Ulei din candelă. Nu, nu, s-a întors. A vrut să o ung aici. Deoarece cancerul acolo era, dar eu nu știam. Și cancerul era deja avansat. I-am dat un pic de ulei din candelă părintele. A fost usă tot cu rugăciunea Sfântă Tatăl nostru, semnul Sfintei Cruci, și cu rugăciune către părinte. La foarte scurt timp a venit un văr de al ei care a spus că în familia lor este mare fericire. Mare fericire! Deoarece ea era vindecată. Dar medicul acela i-a spus, spune-mi, te rog, ce ai putut tu face că te-ai putut vindeca? Cum de te-ai vindecat? Căci tu nu erai de vindecat, nu-ți mai dădeam nicio șansă. Și atunci a zis că a mărturisit că a venit să se roage la acest părinte, la mormânt. Și atunci a spus medicul, du-te și mulțumește, căci numai bunul Dumnezeu prin părinte te-a vindecat. Amin. Acum vreau să vă mai spun ceva. Aveți nădejde în sfinți? Da. Rugați-vă la sfinți pentru că sfinții mijlocesc pentru noi. Și vreau să mai spun o minune în legătură cu ceea ce am spus mai devreme. Într-o zi, eram cu o soră și veneam către părinte. Discutam ce avem de făcut la mormânt, adică curățenie, să ne rugăm, ceea ce facem cu ajutorul Domnului mereu. Dar, deodată, se întoarce un om, cam, cred că avea 40 de ani, către mine. În tot tramvaiul strigă. Sunteți vrăjitoare? V-a spus sincer că mă așteptam la orice, dar să aud aceste vorbe nu-mi puteam imagina. Noi discutam că veneam la părinte. M-am uitat la dânsul și am spus nu sunt vrăjitoare, dar mergem la un părinte făcător de minuni, la care mergem și ne rugăm. Așa mi-a spus. De asta am nevoie. Am rămas blocat. Acest tânăr, cam la vreo 30, între 30 și 40 de ani, era bine îmbrăcat. Dar atenție, în spatele lui, că eu trebuie să mărturisesc adevărul, avea o sticlă, cam de un kil, un kil jumate de bere. Era consumată jumătate din sticla de bere.
Și eu stau și mă gândesc, cum să meargă acest om care totuși avea berea acolo în spate. Dar dacă a cerut, zic, hai să meargă. Nu era băut, era pe picioarele lui, doar că și-a dorit mult să ajungă aici. Era zăpadă. Era zăpadă mult aici. Când a ajuns la mormânt, s-a pus în genunchi. În genunchi și a început să plângă. Pocăința adevărată, spovedania adevărată, care n-am putut să mi-o imaginez. Atâta se tânguia la părinte și spunea, părinte, ce spunea el? Vă transmit ce spunea el. Părinte, eu nu mi-am bătut soția. Eu n-am făcut niciun rău, dar am jignit-o. Părinte, și îmi pare rău, părinte, și am nevoie de ajutorul tău, ajutorul sfinților. Necanonizați încă, dar care fac minuni, părinți făcători de minuni. Te rog, părinte, ajută-mă! Ce mă fac, părinte? L-am lăsat să se descarce. Plângea din tot sufletul lui și era cu capul plecat. Nu-i mai păsa că e zăpadă. Stătea în genunchi, zăpadă mare. La un moment dat spune, știți, vreau să vă spun ceva. Și-a scos portofel. Portofelul plin de milioane. Vreau să vă dau toți bani. Pentru că am nevoie de ajutor. Pentru că unde am fost eu? La vrăjitor. Am cheltuit foarte mulți bani. Și necazul e că nu mi-am rezolvat problema. Care era problema dânsului? Dânsul venise de o lună de zile în țară. Era căsătorit cu soția grecoaică, dar ea nu prea vorbea bine românește. Și s-au certat. Și nu mai știa nimic de o lună de zile de ea și de copilașul ei de 3 anișori. Era disperat, pentru că nu știa unde a plecat. M-am uitat la dânsul și am spus, țineți-vă bănuții. Nu avem nevoie de bani. Noi doar ne rugăm. Dar aveți nădejde că prin rugăciune și credință vie trăitoare, nu se poate. Veți fi ajutat. Trebuie să aveți multă nădejde. Însă atât am spus. Vedeți? Noi o să începem să facem rugăciunea mormânt aici, să vă reîntregiți familia, să vă întâlniți din nou, ca să fie bine. Dar, am mai spus ceva, altădată, niciodată, de fapt, în viață, nu mai jigniți, pentru că loviți sufletul și sufletul doare mai mult ca lovitura pe care o ai fizică. Mult mai mult. A făcut o promisiune. Așa voi face. Doar mă voi ruga. Așa voi face. Pentru că îmi pare rău. Căință adevărată, pocăință și lacrimi curate, sufletul curat, cum își plângea păcatul că și-a jignit soția. Și credeți-mă, când a plecat a spus totuși, vă rog frumos, pentru că îmi doresc să aprind o candelă aici. Nu vă pot. Vreau măcar, atâta e bucuria mea, să vă las niște bănuți să vă luați o candelă aici. Și a scos 10 lei și ne-a dat la amândouă să aprindem o candelă pentru dânsul. Da, i-am spus că așa vom face. Dar la plecare, i-am dat, aveam două iconițe a părintelui, da? Și două sticluțe de ulei sfințe. Și ceea ce i-am spus este doar să se roage, să aibă nădejde în Bunul Dumnezeu, în Maicuța Domnului și în Părinte, și să se roage cu toată nădejdea și credința lui. Era extraordinar de liniștit, se liniștise, sufletul se liniștise, se descărcase aici. Plânsese la un părinte care i-a alinat pe loc durerea, deoarece când a venit era întunecat, dar când a plecat, a plecat liniștit. Și vă spun sincer că timp de o săptămână noi ne-am rugat pentru cazul acesta. Zi de zi îl pomeneam. După o săptămână sună telefonul. Eram tot la mormânt, eram amândouă cu sora aceea și spune acest om. Știți, vreau să vă spun ceva, dar eu auzeam vocea de copilaj. Auzeam fericire în casă.
La noi e mare, mare fericire. La noi e multă, multă pace acum.